Protest al polițiștilor locali din toată țara la Pitești. Oamenii au venit din cel puțin 10 orașe din România, acolo unde lucrează ca polițiști locali. În primul rând au ajuns la Pitești din solidaritate față de un polițist local care a fost bătut de un tânăr beat, doar pentru că i-a atras atenția că a spart o sticlă în stradă. De atunci, polițistul este în spital în comă la terapie intensivă, iar tânărul se află acum în arest. Am fost impresionați de solidaritatea colegilor noștri, au fost alături de noi. A fost ceva spontan, nu a organizat absolut nimeni nimic. Au fost peste colegi din peste 10 județe din țară. Colegul dumneavoastră cum este? Care este starea colegului? Colegul este și acum este intubat. Merge la el la spital. Din păcate, este tot în comă indusă. Ieri sau alaltă a fost trezit din comă, dar din cauza faptului că este foarte agitat, a trebuit din nou sedat. Ne rugăm pentru el, atât ne-a mai rămas. Polițiștii locali din țară atrag atenția că la astfel de situații se poate ajunge pentru că aceștia sunt bătaia de joc a oamenilor, pentru că nu au competențe suficiente și nici dotări care să-i ajute la intervenții. Suntem polițiști locali, am venit să acordăm un sprijin moral colegului nostru aflat în suferință și vrem să transmitem cetățenilor, în primul rând, că nu suntem dușmanii dumnealor, ci că suntem plătiți și depunem eforturi să fim în slujba și în ajutorul dumnealor. Sunt multe de spus. Poliția locală s-a înființat în 2011. Poliția locală există și trebuie să facem un semnal de alarmă chiar către tot politicul din România să înțeleagă că poliția locală a fost înființată de legislația din România. Poliția locală trebuie respectată în primul rând de către dumnealor, pentru că din punctul nostru de vedere, aceste tragice evenimente se întâmplă și datorită dumnealor, pentru că în momentul în care iasă pe diferite posturi de televiziune sau pe rețelele de socializare și îndeamnă cetățenii să nu se legitimeze în fața polițistului local, pentru că polițistul local nu are dreptul de a legitima persoane, atunci se întâmplă aceste evenimente. Suntem polițiști locali doar pe, de exemplu, pe pandemie, da? Am acționat în rând cu colegii noștri, beneficiază de condiții de muncă și părerea mea că tot ceea ce s-a întâmplat este datorită faptului că polițistul local nu lucrează, adică lege scrie, da? Dar nu se aplică la articolul 35 litera B că lucrează în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, conform legii. Și au lăsat-o așa, interpretabil, să folosesc un limbaj din popor. Legea au făcut-o când au făcut-o pe genunchi, adică nu au făcut-o de specialiști. Dar fiind faptul că la Ministerul de Interne se acumulă mai repede la pensie, la noi se solicită, pentru că nimeni nu ne bagă în seamă nici la nivel de legiuitor. Suntem nevoiți până la 65 de ani, de fapt, să muncim ceea ce înseamnă ordine publică, circulație, să fim pe stradă, să ceea ce... Probabil, la un moment dat, să fie imposibil. Vă mai vedeți polițist local peste 17 ani? Aveți 48 la 65. Mă văd, dar nu mai văd capacitatea care poți să iau măsurile sau să vorba aia, să alegi după un infractor sau să iei măsurile. Potriva, o să fim moșii aia bastun la propriu. Polițiștii locale au întocmit o listă cu revendicări pe care o vor înainta autorităților prin care cer drepturi, la fel ca polițiștii naționali.